Mind Architect powered by Europa FM. Bine ați revenit la Mind Architect powered by Europa FM. Invitatul meu este Paul Olteanu. Stăm de vorbă despre complexitatea creierului nostru, a relațiilor noastre emoționale și a modului în care, dacă vreți, din când în când ne putem stăpâni nervii, furia dar poate mai ales despre modul în care îi privim pe ceilalți. Mind Architect este cel mai ascultat podcast din România, Paul Olteanu este trainer și coach specializat în neuroștiință, a predat și a instruit de-a lungul carierei sale de 13 ani mii de oameni care lucrează în diverse corporații din România, iar astăzi la Europa FM, sau în această toamnă la Europa FM, continuă acest demers, să-l continuăm împreună. Spuneam Paul că astăzi vorbim despre surpriză. Primii doi ani de, din viață care construiesc. Și de ce contează disproporționat de puternic? Disproporționat de puternic? Eu mă puternic. gândeam că viața, sigur, tu-ți formezi toate emoțiile sau te cunoști mai bine, pe parcurs, dar nu din primii doi ani. Nu zici rău că te cunoști pe parcurs, dar pe parcurs cunoști ce s-a scris în primii doi. Uh, discuția asta e foarte interesantă pentru mine, alături de metafora călăreț elefant și anume echipa asta de sisteme decizionale din capul nostru de care am vorbit chiar în primul uh, episod din sezon, uh, a fost una din descoperirile care mi-au schimbat felul în care mă uit la interacțiune. Și uh, ideea asta spune așa. Teoria atașamentului propune următorul aspect care a fost validat și răzvalidat și psihologic și neuroștiințific, și anume. Noi avem un sistem de memorie care se cheamă memorie implicită sau inconștientă, care este activ din ultimul trimestru de sarcină. Deci noi nu ne naștem cu acte în regulă și o parte din creierul nostru, în specie elefantul, ia notițe. Elefantul învață prin repetiție și asociere. De exemplu, dacă înveți să mergi pe o bicicletă, nu mai uiți. Înveți, nu știu, să conduci, nu mai uiți. Pentru că orice merge în sistemul ăsta de memorie, nu se uită. E, în primii doi ani de viață, din interacțiunea cu îngrijitorii noștri semnificativ, mama, tată, elefantul învață o matriță despre cum să se uite la relații, matriță pe care o aplică tuturor relațiilor viitoare. Și aici apar câteva opțiuni. Dacă, în momentul în care copilul țipă după atenție, mâncare, îi e rău sau orice altceva, are un îngrijitor care răspunde consistent și consecvent: Copilul țipă, îngrijitorul merge, copilul țipă, îngrijitorul merge. În memoria asta implicită, care ia notițe brute, simple, nu complexe, nu cu nuanțe, se produce o asociere care spune, e ok să te bazezi pe oameni, e ok să te atașezi, e ok să te aștepți la ajutor și e ok să trăiești conexiune umană. Ăsta se numește stil de atașament sigur. Stai un pic, am văzut atunci când am avut copil mic, uh -huh. exista și sfaturile astea, pune-l în țarc, da, da, da. lasă-l să plângă, că la un dat se obișnuiește și o să vezi nu, că da. nu e ok. Nu numai că nu e ok, astea produc niște pagube psihologice care se repară după aia în an de terapie în viața adultă. Serios Depinde vorbești? și cât de puternic s-au da. scris astea. Ideea e așa, ca să stingem și frica asta a părinților, copilul te manipulează. Dragilor, ca un copil să te poată manipula, principiul hardware legat de creierul lui e că el în capul lui trebuie să poată să simuleze capul tău ca părinte și să zică dacă eu fac X, tata o să facă Y. Dacă eu tușesc, nu mă duc la școală. Dacă eu, nu știu, strănut, îmi da atenție. Ori nu e așa? Înainte de vârsta de 3 ani jumate, copiii au serioase dificultăți în a face treaba asta, iar dacă vorbim de primul an de, din viață, capacitatea lui de a simula mintea altora, care se numește teoria minții, theory of mind se cheamă principiul ăsta, nu funcționează. E și un experiment cu care se poate testa asta. Dacă părinții vor să caute, poate să caute pe YouTube sau oriunde Sally N experiment s al lui -N -N e experiment. E un experiment cu două fetițe și rugați-vă copilul să privească experimentul ăsta. Și acolo se întâmplă o simulare care ți arată dacă copilul tău poate sau nu să ia perspectiva altcuiva în mintea lui, să se uite la realitate din perspectiva altcuiva. Deci putem să-i liniștim pe părinți în primii doi ani dacă țipă, e bine să mergem la el că nu salintă, nu vrea să te manipuleze, e pur și simplu o reacție firească pe care au toate mamiferele. Dacă te uiți la un cățel pe care îl iei de lângă figura de atașament, țipă și e fundamentat în biologia noastră, în structuri foarte primitive. Spuneai că nu e singurul model, adică. Nu e singurul. Stilul de atașament sigur e ăsta dezirabil, care în viața adultă, dacă l-ai instalat pe ăsta, duce la un adult care e capabil să trăiască conexiuni în relații, are nevoie de interacțiune umană și de contact cu alții, e confortabil și cu distanța. Într-o relație de cuplu e omul care poate să-ți dea spațiu când-și dacă ai nevoie de el, pentru că a învățat timpuriu, inconștient, în niște structuri foarte primitive și adânci, că atunci când am nevoie, ești lângă mine. Dar nu trebuie să stai tot timpul lipit de mine. Ăsta e stilul sigur. Dacă copilul a fost lăsat să țipe, nu s-a dus nimeni la el, copilul cu cheia de gât, cum e cazul poate a unora dintre noi născuți înainte de 89, acolo ce se întâmplă? Dacă copilul petrece mult timp singur și nu primește atenție sau grijă din partea figurii de atașament, se instalează ceea ce se numește stil de atașament evitant, în care copilul are un model timpuriu în care înțelege că e singur pe lume. Nevoile tale sunt doar ale tale, tu trebuie să te îngrijești de ele, nu te aștepta să vină cineva, nu te aștepta la ajutor. În viața adultă, oamenii cu stilul evitant sunt persoanele care, de când intră într-o relație, sunt cu un pas în afara ei, au prietenii de multe ori numeroase, dar superficiale, nu primesc cu adevărat oamenii în universul lor intim sau apropiat, pentru că e o asociere timpurie între a te atașa și abandon. Faptul că n-a venit nimeni consistent nimeni nu venea când țipam sau venea foarte greu după ce țipam zeci de minute sau ore, a scris o linie de cod care pe mine mă predispune să anticipez că o să fiu abandonat în relații și dacă nu mai vreau să simt abandon vreodată, care i strategia? Să nu mă mai atașez. Astea două parcă se bat cap în cap, dar spui că mai sunt două mai nuanțate? Exact. Mai e un al treilea, astea prime trei sunt des întâlnite. Stilul de atașament era o vreme când era cel mai uh, frecvent, ăsta sigur, evitantul e și el în categoria celor des întâlnite. și vine numărul trei care se cheamă stil de atașament anxios sau ambivalent, în care copilul țipa, cerea conexiune, cerea atenție și îngrijitorii când veneau, când nu veneau. Erau inconsistenți. Când veneam, când nu veneam sau dacă veneau, Veneau cu multă anxietate. ăștia sunt părinții cu. pune căciula, nu punem mâna pe aia, ai grijă. Deci, părinții care ei înșiși trăiau multă anxietate în jurul copilului. Și acolo copilul a creat o sudură sau o asociere că relațiile sunt bune și atașamentul e ok, dar e imprevizibil. Iar în viața adultă asta dă naștere partenerilor de viață, geloși, posesivi, nesiguri în relații, care se așteaptă că oricând poate să se întâmple ceva rău, pentru că ăsta e modelul pe care l-au învățat în primii doi ani. Asta e a treia categorie și să vezi ce mișto e când se întâlnește un om cu stil evitant cu unul cu stil anxios. Că acolo e alfa și omega. Unul anticipează că o să-i fie îngrădită libertatea dacă se atașează, ălălalt anticipează că sunt probleme în relație și e hipervigilent. Și în general stilurile astea două se păi tensionează reciproc. Și poți să le împaci? Adică... Da, Primul lucru, mie mi-a salvat relația de cuplu. De pildă, eu în relația mea cu Alexandra, eu am înclinații evitante din primii ani, în care la trei luni am fost outsorsat abrupt la bunicii din partea mamei, unde creierul meu s-a întipărit negru pe de asta, că dacă te atașezi, ești abandonat. Îi ajut pe ascultători să înțeleagă și faptul că un copil de trei luni sau șase luni nu are cum să înțeleagă că bunica pe care a văzut-o de trei ori până atunci este ruda lui. Că mulți părinți zic, da, dar nu era tot cu oameni care îl iubeau? Asta știi tu, părinte, cu creierul tău performant și dezvoltat. Pentru mine, care la șase luni semăn mai mult în funcționarea creierului cu un cățel decât cu un copil, în sensul că n-am discernământ, n-am self-awareness, conștiință de sine și altele, eu ce am simțit este că vietatea aia care m-a îngrijit din ultimul trimestru de sarcină de când am amintiri și până la trei luni a dispărut abrupt și inexplicabil. A patra categorie, o listez S foarte rapid. Stai că spuneai că ți-a salvat ție relația. Și e, mulțumesc! Nouă ne-a salvat relația de cuplu pentru că eu am stilul evitant, Alexandra, soția mea, are stilul anxios ăsta, care anticipează pericol în relație și care e predispus mai degrabă la vigilență. Și înainte de a cunoaște teoria asta a atașamentului, înainte de a învăța despre asta, e foarte ușor să o iei personal. Îmi dădea mesaje cu la ce oră ajungi de seara acasă, iar eu, cu stilul meu, evitam, mă enervam instantaneu. De ce te interesează? Cine ești? Securitatea? De ce vrei să știi asta? Iar ea, când punea întrebarea, punea întrebarea de multe ori fără nicio intenție de control sau altceva. În egală măsură, ea, când avea nesiguranțe în relație, eu nu înțelegeam de ce le are, mi se părea că nimic din cum mă port eu n-ar trebui să îi le genereze, și când am înțeles că noi operăm în virtutea unor reflexe emoționale ce ne-au fost scrise în primii doi ani de viață și care încă exercită influență, am luat-o mult mai puțin personal. Îmi dau seama că, ok, nevoia mea de spațiu sau distanță nu are strict legătură cu ea, are legătură cu trecutul meu din primii doi ani, de care nici nu știam conștient. Eu mi-am descoperit istoria asta punând întrebări în familie, unde am aflat că, ok, outsourcing-ul la bunici, după aia mama să juca de apititea cu mine și până nu începeam să plâng, nu ieșea din ascunzătoare, care iar îți confirmă că dacă te atașezi, ești abandonat. Deci doar a le cunoaște face o mare diferență că poți să nu mai iei personal reacțiile celuilalt și poți să și anticipezi cumva ideile de bază, și anume că pentru oamenii cu stil sigur există interdependență, adică eu pot să rămân eu în timp ce tu rămâi tu și putem fi împreună, pentru oamenii cu stilul evitant ei prețuiesc foarte tare independența, adică eu prefer să mă despar de tine ca să rămân eu liber, iar pentru oamenii cu stil anxios, e înclinația asta la dependență. Eu fără trebuie, tine nu pot. Ne-ar trebui o hartă. Um, al patrulea stil? Se numește dezorganizat și asta, din fericire, e rar. Uh, asta se întâmplă când copilul a avut un îngrijitor abuziv, violent sau cumva, astea situațiile astea în care cea mai mare sursă de liniște și securitate care, în mod biologic, este părintele pentru orice copil, în copilăria asta timpurie, devine simultan cea mai mare sursă a amenințării vorbim de părinți care poate erau și vorbim de părinți care erau violenți fizic, iar în situația asta se produce un paradox biologic în creierul copilului în care eu în relații am învățat că în egală măsură trebuie să mă duc către ele, cu asta venim precablați toți, toți căutăm conexiune, dacă suntem mamifere, mamiferele trăiesc în grup. Dar în experiența mea particulară de viață, eu am învățat că apropierea față de figura de atașament e simultan și cel mai mare pericol. Iar oamenii care au stilul ăsta dezorganizat, în general, și îl pot recabla dacă merg la psihoterapie. Terapia ajută la toate stilurile nesigure, adică anxios, evitant și dezorganizat. Dar dezorganizatul are cea mai robustă rezistență, pentru că acolo în egală măsură -ți oamenii la distanță la început și după aia când intri în relație trăiești multă anxietate. Are cumva ce e mai rău din cele două stiluri nesigure. Ca să încheiem optimist, vestea bună este că, indiferent ce stil ai, mai ales dacă sunt nesigure, se pot recabla. Asta e vestea bună. Vestea provocatoare este că recablarea stilului de atașament se întâmplă într-un singur fel: trăind relații cu oameni care se poartă cu tine sigur. Adică, nu poți, dacă ai stil evitant, să înveți să ai încredere în oameni și să te atașezi, fiind singur. Trebuie să intri într-o relație cu un partener care să-ți arate ceva diferit de ce ai învățat în primii doi ani. Stilul de atașament se recablează din experiențe trăite, nu vorbite. Și e cercetare care spune și cam cât durează. Și research-ul spune că durează aproximativ 5 ani. E ceva vreme. E ceva vreme, dar merită. Dacă ne gândim 5 ani raportat la tot restul vieții, e util să investești 5 ani în a naviga conștient relația către una sigură ca să poți după aia în restul vieții să ai încredere în oameni sau să nu mai anticipezi nu știu pericol și anxietate în relațiile în care intri. Paul Olteanu de la Mind Architect este al treilea episod pe care îl realizăm împreună. Nu uitați neuroștiința la clasă.ro pentru toți profesorii și părinții care doresc să aibă date suplimentare despre relațiile noastre emoționale și folositoare la școală chiar despre școală discutăm săptămâna viitoare, prieteni despre teze, examene, conținutul lor și proces, procesul de învățare, da, trebuie să-mi spui de ce. Mulțumim, ne întoarcem. Mind Architect, powered by Europa FM.